Moruțan era un copil care nu jucase decât vreo câteva meciuri la nivelul ligii a doua. Ce mai lipsește lui Moruțan să fie un fotbalist de primă mână în, sigur, în lume? Nu am eu merite la Moruțan, pentru că talentul și... Deci Moruțan era un tânăr foarte talentat. Da. Cunoscut de lumea fotbalistică care era înclinată spre da. Tine. Dar el a avut un antrenor aici la Cluj cu care a lucrat foarte mulți ani și cred că are o contribuție mult mai mare. Eu am fost cel care am văzut în el, sigur, am văzut în el. Am știut că va fi unul dintre jucătorii care vor debuta de foarte tineri în prima ligă. Eu în momentul când a venit la Botoșani am prognozat, i-am spus agentului lui, i-am spus dacă îl aduci, eu n-am crezut că poate să-l aducă. S-a profitat de faptul că la momentul respectiv Cluj se desființa și am spus, pentru că știam că și Gică Hagi se bate pentru el la momentul respectiv, știam că și, dar zic, dacă el vine la Botoșani, zic, aici are cea mai mare șansă să joace și cel mai repede în prima ligă. Și am prognozat că în maxim 6 luni de zile o să joace, ceea ce s-a și întâmplat. Dar vreau să vă întreb, văzându-l acum la Galatasaray, ce considerați că îi mai trebuie să fie un jucător de prime 3 campionate? Pentru că talentul e acolo. Ce ar mai trebui să fie un jucător de primele 3-4 campionate din Europa? Mai trebuie foarte mult. Noi de mulți ani nu mai reușim să dăm un jucător de primele 3-4 campionate în Europa. Tocmai asta am spus. Generațiile actuale, aha, nu știu, și din punct de vedere fizic, parcă nu mai sunt atât de dezvoltați. Moruțan, cred că aici are un dezavantaj. Partea fizică, cu toate că a mai crescut, a mai muncit, dar încă e greu să se impună. Vedeți și la Yannis Hagi, e aceeași problemă. Chiar dacă el între timp a mai pus masă musculară, s-a mai... Da. E destul de... E greu încă să se impună, pentru că încă nu a ajuns la maturitatea aia fizică care poate să-l impună ca un jucător de prim rang în Europa. Mă uitam la Ștal de la Rapid, care are un fizic... El are o tehnică foarte bună, dar are un fizic... Are viteză foarte bună. Și viteză. Și... În primul rând. Are tehnică de viteză destul de bună, dar sigur că... Eu știu. La noi încă există reticența asta vis-a-vis de partea asta de forță. În străinătate se lucrează de la 16 ani forță de... Când dai de monștri ăștia prin străinătate, te și miri de stâncile alea. Și după aia spui, domne, dar... Eram obosit după meci de la... Contactul fizic e foarte important și la contactul fizic mai au și calitate. Clar că e foarte greu să faci față atunci când joci în Europa. Dar noi așa suntem. Noi dacă facem 2-3 floricele pe teren, credem că suntem fotbaliști. Noi trebuie să muncim enorm de mult. Pentru că fotbalul la vârf în momentul de față înseamnă forță, viteză, calitate, gândire. Deci sunt mult mai multe lucruri care trebuie dezvoltate ca să poți să ajungi un fotbalist de nivel înalt în Europa.